genul programului pamflet. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Biholar, începe acum comentariul zilei. Alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Vom discuta pentru început despre situația familiilor din Stroiești, dintr-o zonă retrasă a comunei Stroiești, unde nu există curent electric, iar oamenii de acolo, printre care și 19 copii, trăiesc ca înainte, ca Edison, ca în epoca fierului, să inventeze becul și să-l comercializeze pe scară largă. E o zonă izolată acolo, cum spui tu, însă dacă o izolată așa, în câmp, nu izolată între munți. În câmp, sau, dar dacă îi să o ia așa în linie dreaptă de aici, de la studioul de televiziune până acolo la casele alea, cred că 10 km. Deci din Suceava până la Stroiești, 10 km în linie dreaptă, da? Cam așa. Și suntem totuși în anul 2014, totuși facem parte dintr-o zonă metropolitană, Suceava. Ca să și nu mai spunem de acea Uniune Europeană. Uniunea Europeană, adică suntem în Uniunea Europeană, de ta mai zona metropolitană și stau 5 familii fără energie electrică, dar nu există în România un plan de sistematizare din punct de vedere energetic. În timpul regimului comunist existau astfel de planuri, bine, nu toate au putut fi duse la îndeplinire, nu s-a ținut regimul respectiv de cuvânt. Ceilalți care au venit au avut alte probleme de rezolvat și nu s-au mai ocupat de electrificare. Bașca faptul că s-au și construit multe case aiurea. Și un alt aspect. Și curentul electric nu mai e al statului român, al unei firme private, care nu are absolut niciun interes să investească în stâlpi și cabluri ca să branșeze 5 locuințe, cu atât mai mult cu cât oamenii cât sunt săraci. Bun, dar această companie privată care a cumpărat pe nimic din România, țară bananieră, cum suntem, nu bananieră, căpșunieră, sau cum se spune, mereră, de la mere, nu știu cum se spune, pereră. Așa, suntem lumea a treia din Uniunea Europeană, noi România, deci a venit compania Ion din Germania și a luat pe nimic sistemul acesta de distribuție și transport a energiei electrice. Ar fi trebuit ca cei care au făcut privatizarea în defavoarea statului român și în defavoarea consumatorilor români, ar fi trebuit să impună acolo o clauză prin care să oblige această companie să meargă cu electrificarea, să prindă și o componentă socială acolo, nu doar, adică ei știu mai tabla adunării și tabla mulțirii. E o componentă socială, nu-ți amintești, Sorin, că au cumpărat trei câteva biciclete recondiționate, adică defectate. Auzi, și reparate, și le-au dat copiilor la munte. Totuși au fost de gașcă cei de la E.ON, pentru că noi, cum suntem considerați niște sălbatici din lumea a patra spre a cincea, puteau să vină numai cu oglinzile la bicicletă să ne le arate, noi să ne uităm în ele și să ne înjim la oglinzi. Puteau și să ne dăm aurul, asta, nu? Și să, păi ăsta e aur ce au luat E.ON-ul pe nimica de la noi. Este aur. Da? Și de aia s-a ajuns în această situație penibilă în care o țară membra Uniunii Europene are localități situate la 10 km de municipii, reședință de județe în care nu există electricitate. Nu e vorba de localitate, e vorba doar de acest quartal de locuințe. Da, 5 locuințe, 6, nu contează câte, dar trebuie să ajungă acolo. Pentru că o primărie nu-și permite. Exact, primăria a făcut niște eforturi. Ce să facă primăria? De unde bani? A pus niște balast până pe strada respectivă, unde locuiesc familiile respective, trimite microbuzul să aducă copilașii la școală, cei care încă mai merg la școală. Înainte, în timpul regimului comunist, astfel de planuri erau concepute la nivel național și erau cu finanțare de la guvern. Nu erau cu finanțare de la localități sau de la județe. Erau cu finanțare centrală. Pentru că sunt investiții mari. Dar acum nimeni nu mai are grija asta. Pe cum să financeze guvernul extinderea rețelei unei companii private? Ar fi culme. Păi nu, dar dacă nu s-a prins acolo când s-a făcut programul de privatizare, asta e. Da, îi lăsăm în situația în care i-am găsit. Din câte am văzut, nici nu sunt foarte nefericiți de viața pe care o duc. Da, s-au obișnuit ei nu știu și cum e cu curent, nu știu cum e cu binele, știu, nu? Da, da. Și se mulțumesc așa.
Și mergem la un alt subiect. Vorbim acum despre o altă categorie de persoane. Este vorba despre pensionari. Undeva la 5.000 de persoane aflate la pensie vor beneficia de această majorare garantată de Ministerul Muncii. Majorare care le va aduce în plus aproximativ 63 de lei la pensie. Pe de altă parte, chiar și dintre pensionarii cu pensii mărite, 1.000 de persoane au deja popriri pe pensie din cauza restanțelor la impozitele locale la primării sau restanțelor la credite la bănci. Da, asta este situația. Dacă nu s-a plătit, trebuie să plătești. Vreau să mă refer la cei 5.000 de pensionari din județul Suceava care vor beneficia de creșterea pensiilor. A fost o dispută că a venit domnul Ponta ieri și a venit cu doamna Rovana Plumb, pe care am aflat, n-am prea fost atent așa la cine numirile, pe cine a înlocuit, la nu? Numirile din guvernul Ponta. Păi am văzut că a luat-o de la fost... mediu, am văzut că a luat-o de la mediu și a dus-o la Ministerul Muncii. Pentru că este, înseamnă că este foarte competentă doamna Rovana Plumb și s-a coafat ea și a făcut părul sarmale și a venit la conferința de presă în care a spus că dă guvernul Ponta și a venit și domnul Ponta și a zis că dă guvernul Ponta. Într-adevăr, mai sunt probleme, că într-adevăr pensiile nu sunt foarte mari, nu sunt îndestulătoare, dar guvernul face eforturi. Evident că domnul Ponta a vorbit și cu doamna Rovana Plumb, au vorbit cei doi într-o notă electorală pentru că vin alegerile. Însă guvernul Ponta a fost obligat de hotărârea Curții Constituționale a României să facă aceste indexări de pensii pentru anumită, pentru o parte a pensionarilor. Deci n-a venit guvernul Ponta și nici nu era cum să vină, pentru că tocmai astăzi am văzut că minunata ministreasă de la finanțe, doamna aia cu usturoi, eu nu știu cum o cheamă, într-un interviu a spus femeia domnișoara, cred, nu? Petrescu. De tot femeie, nu? Da. Domnișoara. Femeie, domnișoara. A zis domnișoara că... Doamna cu Harvardul și cu usturoiul. Doamna cu Harvardul și cu usturoiul. Și a zis domnișoara aceasta că dacă nu s-ar supraacciza combustibilul începând cu data de 1 aprilie, s-ar putea să existe niște pensii cu niște probleme cu pensiile și cu salariile. S-ar putea să nu existe bani pentru plata salariilor bugetarilor și pentru plata pensiilor. Să nu-și imagineze cineva că accizarea carburanților va crea autostrăzi sau nu, drumuri în România. Ponta prima a spus dată, la un moment dat, iar într-o conferință de la presă, la prima dată, presa a adresat din nou întrebarea și domnul Ponta s-a cam împleticit în răspunsul. Da, nu, și acum e pe față. Acum... Aia a fost o minciună gogonată. Da, una a fost, dintre minciunile spunem... gogonate ale domnului Ponta, că le dă pe bandă rulantă. Și în condițiile în care domnișoara din fruntea Ministerului de Finanțe acest lucru, a spus acest lucru, e clar că nu existau bani pentru indexarea unor pensii. Adică, bă, stai că noi nu ne ajung banii pentru pensiile de acum și pentru salarii și le mărim. E clar că guvernul Ponta a fost forțat de decizia Curții Constituționale deci, să mărească pensiile. Accizarea asta, supraacizarea carburanților se duce la pensii. La pensii și în salarii, să plătească pensiile așa mici cum sunt, pentru ca pensionarii să fie în continuare mulțumiți. Mașina de vot a PSD-ului, cât nu? Sau se poate să fie de mulțumiți, dar să vadă că măcar banii aia există ca să meargă la vot. Și un ultim subiect despre care vorbim astăzi la comentariul zilei. Primăria Suceava încearcă să mulțumească pe toată lumea. Astăzi, în urma comandamentului care are loc în fiecare marți dimineață la primărie, primarul a făcut declarații și a spus că luni, în discuțiile cu consilierii, a stabilit totuși să se facă și acea firmă a primăriei care să preia, deocamdată nu știm în ce formă, transportul și distribuția agentului termic, probabil în colaborare ar fi o variantă cu cel care va câștiga licitația. Da, nu. Nu știm care e formula. Ideea și e că se face cum, firmă. Adică ăla câștigă licitația, cine câștigă licitația? Păi parteneriat public-privat. Păi dacă eu am luat licitația, mă pui să fac o colaborare da, cu cineva? Dar poate scrie în caietul de sarcini și când participi la licitație știi la ce să te aștepți. Ideea e că Cătăina, primăria încearcă să mulțumească prin această variantă și Partidul Social Democrat. E prost tema acum aici. Astea, știi că eu am fost un fan și încă sunt un fan. Am zis, doamne, de ce să dai și transportul și distribuția energiei termice la o firmă privată, să depinzi mai de firme private, adică tot lanțul de la producere plecând de la bioenergie, să
fie de la producerea energiei termice până la tine în calorifer, să fie totul din firme private și primăria să curent, n-aibă ca nimic la gaz. Și, așa. Deci am zis că ar fi normal ca de distribuția și transport și distribuția energiei termice să o ocupe o firmă a primăriei, da? Bă, Cătălina, dacă oamenii aceștia, e propunerea PSD-ului, se vorbește, se știe de când se știe că termica este în insolvență și că nu o să mai funcționeze și că nu o să mai poată transporta agentul termic. Și că își pierde și toate autorizațiile. Așa, și de ce nu s-a făcut până acum? Tu vii acum și discuții și iar discuții de la începutul anului, săptămână de săptămână, că să facem amendamente. Păi ce n-ai făcut firma până acum? Și firma, ca să o faci, îți trebuie o derogare de la guvern să te lase să faci niște angajări de personal și după aia trebuie să găsești portița legală să te lase pe tine să nu mai faci licitație ca să-ți încredințeze ție, serviciu. Păi ce, despre ce? Nu mai discuți, mă, dar fapte nu există? Era un slogan electoral, l-a folosit cineva în Suceava, era fapte, virgulă, nu vorbe. Da? Și acum la ăștia cum? Fapte nu, virgulă, vorbe. Păi ăsta este sloganul. Păi dar până acum ce au făcut? Cum vii acum să spui, hai să facem firma aia și să o facem în ideea în care dacă nu vine nimeni la licitație, atunci să mergem cu firma noastră. Da, dacă vine cineva la licitație. Da, oare se gândesc atât de departe că vedem că strategiile sunt pe termen scurt și foarte scurt, de la o întâlnire la alta a consilierilor locali pe tema termoficării. Până la urmă, cum sunt făcute... În fiecare ședință apar noi idei. Ăsta este semn de idei. Ăsta este un semn de neseriozitate și acum... Vor și consilierii ăștia să nu fie ca pe a primarului și ca pe a consilierului la PDL care agrează soluția propusă de Ion Lungu și vor să stai un pic, măi, dar noi suntem de la PSD, mă, suntem de la putere și aia de la PNL. Păi și noi acum, până acum am fost la putere, dar noi stăm iar după pedeliștii ăștia să ne facă ei ordine și vin și ei și bag acolo niște amendamente ca să justifice și întârzierea care a fost până acum. Că dacă s-ar vota proiectul așa cum a fost el conceput și cum a fost băgat în dezbatere de la începutul acestui an, apăreau întrebări, dar ce ați făcut până acum? Păi de ce nu l-ați aprobat dacă tot pe acolo va? Așa o să bage și ei niște amendamente acolo, să nu știu ce o să bage, să poarte șapcă aia care lucrează la firma de distribuție, să pună creionul chimic după ureche, nu știu ce, să... bea numai coniac în timpul programului, să nu bea vodcă, nu știu ce, o să mai bage aici ceva, să arate, uite domnule, de-aia am stat până acum și am întârziat lucrurile, pentru că am avut niște amendamente și ne-am bătut pentru ele, ca aceste amendamente să fie și pentru binele cetățeanului. Dacă știi ce mă întreb pe mine. De acum vorbesc singură la comentariul zilei și tocmai momentul potrivit să spun încheierea, da? Îți mulțumesc pentru prezență. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, toate cele bune.